Slava lui Dumnezeu, stai în ascunde a lucrurilor, iar slava împăraților, stai în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Uneori, sau de multe ori, problema ta cea mai mare nu este ceea ce crezi. Să zic din nou. Uneori, sau de multe ori, problema ta cea mai mare, obstacolul tău cel mai mare, nu este ceea ce crezi. Dacă oamenii erau experți în a cunoaște cu adevărat cauza problemelor lor, în a detecta cu adevărat ce nu merge, oamenii ar fi în același mod expert de a îmbunătăți viața lor, de a rezolva problemele din viața lor, de a schimba mediul lor înspre bine. Însă când mă uit la viața de zi cu zi, la cotidianul oamenilor, nu asta este ceea ce văd. Oamenii nu sunt experți în a rezolva problemele lor. Tocmai pentru că s-ar putea că de multe ori ceea ce consideră ei ca și problemă nu este adevărată problemă. Suntem tot în cartea Esterei. Am ajuns la acest punct. Starea de spirit, starea inimii. Tu poți să faci ceva ca starea ta de spirit să se schimbe. Tu poți să faci ceva ca starea ta de spirit să meargă la un alt nivel. Dar facem acest lucru foarte puțin. Orică nu suntem conștienți de asta, orică nu realizăm cât de important este asta. Astăzi vreau doar să încep cu o mărturie. Săptămâna asta vreau să încep cu o mărturie și apoi roagă-te că Dumnezeu să ne vorbească această săptămână. Există anumite mărturii care o să mă auzi că le spun iar și iar. Nu pentru că sunt singur lucru care Dumnezeu a făcut, nu. De fapt, când mă uit la jurnalele mele, mai descoper anumite lucruri care Dumnezeu a făcut, mai descoper alte mărturii care le-am uitat și trebuie să mă duc să citesc ca să mi le aramintesc. Dar există mărturii care au intrat în adâncul ființei mele, nu dispar. N-am nevoie să mă duc undeva să citesc, să mi le amintesc. De ce? M-au marcat. Și am învățat prin ele adevăruri importante. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru Papa Charles, tatăl meu, pentru că înainte să plece în veșnicie, m-a învățat lecții mari. Și mărturia care vreau să ți împărtășesc, m-a învățat el o lecție foarte mare, care nu am găsit în cărți, sau poate de care în cărți n-am înțeles. Sunt două lecții mari, mai multe, dar două care m-au marcat. Una despre credință și una despre starea de spirit. Starea de spirit. Deși nu vedeam așa atunci, dar de fapt despre asta era vorba. Atunci îmi vorba în termen de atitudinea inimii. Dar de fapt era starea de spirit. Ok? Ok, deci hai să-ți spun mărturie. Apoi, poate ai mai auzit-o,
chiar dacă mai auzit-o, poate dacă o auzi a doua oară, vei auzi, vei înțelege ce nu ai auzit sau poate a perceput cealaltă dată. Da? Nu este greșit să auzi o mărturie din nou sau un mesaj din nou. Că s-ar putea că când auzi a una oară, nu știu, a doua, a treia sau nu știu, a câte oară, să percep ceva. Care până atunci n-ai perceput. De fapt, ascultam un pastor weekendul acesta și a spus un lucru care m-a marcat și într-un fel mi-a și eliberat de o povară într-un fel. Și a spus așa, de fapt el cita pe un alt cunoscut, să zic, om al lui Dumnezeu, care spune așa: o greșeală care fac mult pastor e să caute să predice de fiecare dată un mesaj nou. Să caute să predice de fiecare dată un mesaj nou. Și el numește asta o greșeală. Pentru că tendința de a cauta mereu de a predica un mesaj nou, s-ar putea că celelalte mesaje deja nici n-au fost înțeles. Pentru că avem nevoie de repetiție ca să înțelegem anumite lucruri sau anumite lucruri să intre, cum îmi place să spun, până la maduvă oaselor. Zic asta mai ales pentru generația nouă, care este obișnuit mereu cu nou, cu nou, cu nou. Uneori ai nevoie să asculti ce ai ascultat deja, ca să ai descoperi ce nu ai descoperit până atunci. Ok, deci mărturia. Sunt în România, sunt student, anul 5, trebuie să termin. Dar ca tot celălalt student străin, sunt la taxă, trebuie să plătesc. Și lunar atunci suntem în anii 2000-2001, ceva de genul ăsta. Și deci acum 20 de ani. Da? Și aveam o taxă de 360 de dolari pe lună. Da. Și apoi trebuia să plătesc chirie, trebuia să mănânc. Deci asta era doar taxa de la școală. 360 de dolari pe lună. Acum, când țara ta a trecut și printr-un război civil, părinții tăi trec prin greutăți și tu nu lucrezi, e o sumă destul de... nu este neapărat ușor să ai suma respectivă. În fiecare lună ca să plătești taxele. Și ajunsesem să să am restanțe la plată. Da? Pentru că plăteam trimestru sau semestru. Nu chiar plăteam lună de lună. Plăteam trimestru sau semestru. Și aveam cam un an de întârziere. Deci înmulțești 360 cu 12, ai idei suma care trebuia să o plătesc. Și între timp ceruseră în bursă la statul din Congo, l-am cerut o bursă și mi-au dat bursă. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. Și sunt în anul 5, am o întârziere de aproape un an de plată, dar mulțumesc lui Dumnezeu, statul a trimis bani ca să fie plătit cursurile, taxele. Și eram bucuros, zic, gata, e bine, s-a rezolvat problema, sunt anul 5, voi reuși să termin, statul a trimis bani.
Povestesc asta ca să înțelegi contextul. Acum. Exista un fel de, cum să zic, exista la, nu ambasadă, cum se numea? Hai să zic, hai să numesc ambasadă, să zic, din Congo. Dar acolo era un sediu care se ocupa de studenți. Tocmai ei primeau bani și ei plătea. Și au trecut, după ce statul a trimis bani, și prioritatea era mereu cei care termină anul 5, terminam. Vedeam că tot taxa mea nu era plătită și nu puteam să, nici n-am putut să intru la unele examen din cauza asta. Și era ciudat pentru mine, zic, pe stai puțin, știu că banii au fost trimis, de ce taxa mea nu este plătită? Încerc să vorbesc cu un coleg și aflu că alți din situația mea, taxa lor a fost plătită deja. Dar nu a mea. Și mă duc să văd responsabil, care e la București, eram la Ploiești atunci student, vorbesc cu el și zic, eu trebuie să termin, este urgent. Când se rezolvă asta? M-am dus de câteva ori și de fiecare dată mi-a zis, se rezolvă. Dar plecăm și nu se rezolva, nu plata. De fapt, el trebuia să facă operația cum ar veni, sau bureau lui. Și nu face asta. Acum, ce s-a întâmplat? Povestesc de mult de război civil care a fost în Congo. Ca să simplific lucrurile, să nu complic, el era din nord, nordul țării, eu eram din sudul țării. Și războiul a fost între nord și sud. Toți studenți care erau din nord, ca și el, a plătit cursurile lor. Cei care erau din sud, ca și mine, erau câțiva alți, care eram în anul 5 care termina, n-a plătit. Deci era un fel de... Era o discriminare, nu un fel, era o discriminare foarte clară. Da? Deci știam, omul ăsta e pus acolo să ne plătească cursurile, dar nu vrea să o facă pentru că eu sunt dintr-un alt popor. Discriminare. Ok. Cum reacționez într-o astfel de situație? Uneori problema ta nu este ceea ce crezi. Eram ferm convins că el era problema mea. Eram ferm convins că dacă nu termin anul, va fi din cauza lui. Că este, nu se zice rasist aici, că nu e vorba de rasă. Se zice este tribalist, așa numim noi. Adică când cineva face discriminare, nu pe baza rasială, dar pe baza de trib sau de popor, de care faci parte. Deci este un tribalist, așa zicem noi. Deci, considerăm că el era problema. Dar adevărul era altul. Eram ferm convins că el e problema mea. Până am vorbit la telefon cu tatăl meu, papa Charles. Vorbesc cu el, îi spun frustrările mele, zice, uite ce s-a întâmplat, uite, e foarte rău omul ăsta, cum să fac așa ceva? Acum ajung anul 5, trebuie să termin și trebuie să întâlnesc astfel de obstacole. Și tatăl meu mi-a zis, Glenn, nu este dușmanul tău. Nu știu cum tu ai fi reacționat, dar era bine că era tatăl care îmi vorbea. Pentru că am un respect deosebit vis-a-vis de el. Chiar dacă ceea ce îmi spunea, zicea, adică cum adică nu e dușmanul meu? Îmi zice, omul ăsta nu este dușmanul tău. Și ce era mai dur, tatăl meu îmi spune așa, omul acesta
e exact reflectul a ceea ce ești tu. A, dacă eu fac proteine, el nu știu ce, ce. Asta nu era o proteine, era o, cum se zice, era o, o stâncă care nu puteam să înghit. Înțelegi ce îmi spune tatăl meu? Îmi zice, nu, 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 unu, nu e dușmanul tău, doi, el este reflectul ceea ce ești tu. Zice, se comportă așa, pentru că are niște slăbiciuni care Dumnezeu vrea să ți le arate, pentru că sub o anumită formă și tu le ai. Asta este prima mea reacție și care a fost din stat. Am zis, nu este adevărat așa ceva. Eu nu sunt ca el, eu nu aș face asta la un student care își termină. Și e foarte ușor să zici asta. Da? Până Dumnezeu te conduce în adâncul inimii tale și să descoperi ce acolo. Sau să-ți arate cum te-ai comportat tu în anumite circunstanțe. Și îți dai seama, până la urmă, nu sunt mai bun ca el. Am avut această discuție, oricum tatăl meu vedea că trece foarte greu proteină XXL, deci era greu de înghițit această învățătură. Îmi zice, hai să-ți spun ceva. Și el începe să-mi dă o mărturie, care nu să-ți dau, dar îmi dă o mărturie unde era într-un context similar. Și s-a dus la un om înțelept, care i-a spus exact ce îmi spunea el. Și bineînțeles, și el a început, nu a crezut. Și apoi a zis totuși, hai să încerc să dau dreptate acestui om. Cumva, dacă are dreptate, hai chiar să schimb atitudinea inimii mele. Hai chiar să mă rog pentru acest dușman. Chiar să-l binecuvintez. Și mi-a zis, omul respectiv s-a schimbat. Când inima mea și atitudinea mea vis-a-vis de el s-a schimbat. Astea sunt proteine XXL, greu de înghițit. Adică cineva îți face rău, dar Dumnezeu vine la tine și zice, schimbă-ți atitudine. Cum, Doamne? El a venit să-mi facă rău. Oh, Seigneur. El nu vrea să-mi plătească cursurile. Nici nu sunt banii lui. De ce îi oprești? Apropo, eu eram copil de Dumnezeu. Aveam un prieten care nu era așa răbdător. S-a dus la omul ăsta la apartamentul lui. A spart ușa. Pentru că și el nu i s-a plătit cursurile. Și l-a amenințat cu familia lui. Așa era nervos. Cum de nu-mi plătești? Cum îți permit? Bineînțeles, greșeala care a făcut a intrat acolo, dar omul era diplomat. Au venit mascat, l-au luat, l-au interogat, după i-au dat drumul când au înțeles ce se întâmplă. Dar, ok, el a reacționat cu forță, s-a dus, a spart ușa, l-a amenințat, i-a luat acte și nu știu ce. Dar oare așa trebuia să fac eu? Nu. Și, deși pastilă, proteina XXL, era greu de înghițit, am zis, ok, o să încerc să fac asta. O să încerc să văd din el, nu cel care nu îmi plătește cursul, nu cel care este, face discriminare pentru că nu fac parte din poporul lui, dar să văd din el un om care Dumnezeu îl iubește, un om care are slăbiciunile lui, un om care are nevoie de iertare lui Dumnezeu, un om de care trebuie să, pentru care trebuie să mă rog, de fapt chiar să-l iubesc. Primele dăți a scârtiat foarte mult rugăciune. A scârtiat. Dar am continuat. De asta perseverența este importantă.
am continuat și la un moment dat, atitudinea inimii mele s-a schimbat. Deși la început a fost greu. Când s-a schimbat atitudinea inimii mele, nu am mai avut nevoie să fac presiune asupra lui. Nu știu ce l-a înțepat. A platit. Fără să mă mai duc să-l bat la cap. Deși era foarte hotărât. De asta ți-am povestit de celălalt coleg care efectiv s-a dus la el. I-a spart ușa de la apartament, l-a amenințat, i-a luat pașaport. Așa de supărat că era că omul în mod voit nu voia să plătească. Un așa om încăpățânat. Oare ce s-a întâmplat? De s-a schimbat. Eu nu l-am amenințat. Nu m-am dus peste el să-i spar ușa. Bine, unul poate se gândește. Poate s-a speriat că celălalt l-a spart ușa. Nu știu, s-a putea că eu să fi fost plătit înainte să se întâmple evenimentul ăsta. Nu mai știu exact. Dar și un lucru. Când s-a schimbat atitudinea inimii mele, s-a rezolvat situația. Deci problema mea nu era el. Problema mea era cum eu reacționez vis-a-vis de el. Starea de spirit. Dumnezeu să te binecuvânteze. Continuăm mâine.